Bună tuturor! Este dificil de numit un domeniu de activitate în care lucrătorii creativi nu ar fi apreciați. Abilitatea de a lucra, disciplina, profesionalismul sunt desigur importante, dar talentul, abordarea creativă și ingeniozitatea sunt calitățile care permit unui angajat să devină cel mai bun dintre cei mai buni. În acest episod veți vedea cei mai creativi muncitori, dar înainte de toate, puneți like și abonați-vă! Să începem! Așa, un tractor va putea trece peste tot. Pentru a-l crea, e nevoie de cele mai simple materiale și instrumente, dar cel mai important lucru este ca meșterul să aibă mâini de aur. Dacă acest băiat ar fi fost mai puțin ingenios, ar fi pierdut mult timp să facă acest lucru manual. Ai văzut vreodată cum cineva face vată de zahăr și dansează în același timp? Acești băieți au transformat o mașină obișnuită într-una de prelucrare a trestiei de zahăr. Priviți în ce s-a transformat această mașină. Pe cei care s-au plimbat cu ea, nici parcurile de distracție din America nu-i va impresiona. Tăierea copacilor nu este deloc dificilă, mai ales dacă aveți un elicopter. Important să nu atingeți firele electrice. Chiar dacă acest băiat nu creează capodopere, munca sa îi aduce plăcere. Tot ce se face cu dragoste poate fi considerat o operă de artă. Priviți cât de repede acest băiat taie pizza. Oare cât timp a învățat? S-ar părea că nu poți face nimic cu multe cuburi Rubik. Dar în mâinile unei persoane creative, acestea se transformă în adevărate opere de artă. Într-adevăr, oamenii talentați sunt talentați în toate. La un muzician bun, instrumentul nu trebuie doar să sune bine, dar și să arate frumos. Meșterul care decorează acest tambur este un adevărat magician. Priviți cât de ușor lucrează cu ciocanul. Cu cât mai bine funcționează capul unui om, cu atât mai puțină energie va cheltui pentru a face ceva. Chiar dacă nu aveți echipamente moderne și trebuie să vă bazați doar pe forța proprie, vă puteți ușura în mod semnificativ sarcina, fiind mai ingenioși. A arunca pietrele cu o lopată este foarte greu, dar dacă cineva trage această lopată, pierdeți mai puțină energie. Viteza este foarte importantă pentru persoanele care lucrează în sfera de servirii. La început mi s-a părut că acesta este un gif, dar nu, această femeie chiar lucrează cu o mare viteză. Din fericire, am uitat de vremurile când femeile spălau rufele cu mâinile, dar încă există țări în care de mașina automată nu s-a auzit. Deci, invenția acestui băiat este una cu adevărat impresionantă. Un băiat a reușit să facă un elicopter, deși mă îndoiesc că va zbura. Se pare că acest lucru nu îl întristează deloc pe băiat. Faptul că l-a făcut deja este un mare succes. Semănarea nu este o sarcină ușoară dacă nu ai echipament special, dar o femeie a reușit să semene un câmp întreg, fără mari dificultăți. În loc de lucrul enorm cu sapa, femeia a legat o greblă uriașă de vehiculul său. Adevărul e că roțile au cedat foarte repede.
Este foarte important să lucrezi cu mare plăcere. Dacă munca este îndeplinită bine și angajatul nu se simte obosit, atunci el este un adevărat profesionist. Se pare că acest băiat se simte foarte bine făcându-și lucrul. O ușoară mișcare a mâinii și piulițele singure se rotesc pe șuruburi. Adevărații profesioniști lucrează foarte rapid, fără a depune efort. Cu așa lucrători, nu veți reuși să clipiți și tot ceaiul va fi deja ambalat. Imaginați-vă cât de mult timp și efort ar fi pierdut acest om pentru descărcarea apei dacă nu ar fi fost atât de inventiv. Se descurcă foarte bine. Acești meșteri cu siguranță au experiență de ani buni. Câteva minute și coșul este gata. Mă întreb, oare câte coșuri face într-o zi? Fiecare femeie visează la un inel de logodnă oferit de iubitul ei. Dar dacă bărbatul este un adevărat meșter, el va găsi o modalitate de a împacheta acest cadou într-un mod mai original. Cu un bucătar atât de rapid, nimeni nu va muri de foame. Eu aș putea urmări o zi întreagă cum lucrează unii, mai ales cu așa o viteză. În doar câteva secunde, lucrul s-a făcut. Atât, prieteni! Dacă v-a plăcut acest filmuleț, puneți like și abonați-vă! Dacă vreți să apăreți în următorul videoclip, scrieți un comentariu! Pe curând!